pentru mine actoria era așa un vis undeva departe, dar facultatea de teatru aproape că era și mai departe, mi se părea intangibilă, mi se părea un OZN. Eu sunt o persoană destul de stresată. Sunt o persoană care pune multă presiune, care e destul de critică, mai ales cu propria persoană, și care e foarte perfecționistă. Mult timp am evitat subiectul ăsta pentru că e foarte neplăcut. Te scoate din zona de confort, te irită, te deranjează și ne gândim cu atâta bucurie la momentul ăla că nu pot să mă abțin. Cred că o să fie destul de greu, așa cum le tuturor proaspetelor mămici. Știu că trebuie să lucrez eu cu mine ca să pot să îmi cresc copilul într-un mod cât mai frumos. Eu cred că dacă eu și al meu iubit nu am fi apelat la terapia de cuplu în stadiul incipient al relației noastre, eu nu știu dacă noi am fi ajuns să mai fim împreună acum și să vorbim despre căsătorie. Era clar că ne dorim să fim împreună, exista o atracție între noi și o chimie între noi și o profunzime a întâlnirilor noastre care ne-a făcut să alegem varianta asta. Ne-a dat speranță, pentru că am avut momente în care am crezut că este imposibil. De fapt, relația aia în care rămâi până la urmă este una în care depui foarte mult efort și e grea, tăticule. Noi avem o meserie în care azi poți să ai de lucru, mâine poți să nu ai. Aveam nopți în care stăteam în pat la 12 noaptea și mă uitam pe tavan, băi, dar plângeam așa cu o durere în suflet. Cel mai important este să fim cu toții sănătoși și de restul ne ocupăm noi, așa că, da, pot să-mi ia fericirea din chestii micuțe, dar categoria să fim sănătoși și cu toți creierii la noi. Bună, Oana, și bine ai venit la interviurile Fresh by Unica. Bună și bine te-am găsit. Ce faci? Bine, uite, sunt înainte de spectacol. Plec de aici la repetiții și apoi la un spectacol, la Inima Otiliei, care se joacă la Palatul Copiilor. În această perioadă avem foarte multe spectacole pe care le jucăm atât în București cât și în țară și ne împărțim între... Hai să vorbesc la singular. Mă împart, că sunt momentan doar eu cu mine aici. Mă împart între spectacole și filmările pentru Lia și ce filmări mai avem noi așa micuțe pe lângă. Ne bucurăm că am reușit să te prindem în sfârșit, în pauzele de la filmări. Am programul puțin cam plin, dezorganizat, haosat, cam greu așa să îmi programez din timp ceva și să mă și țin de ceea ce programez. Și am uitat să specific, nu știu cum e posibil, că, pentru că numai la asta mă gândesc în mare parte din timp, nunta, adică pe lângă toate astea, mai avem de organizat și de terminat, de fapt, de organizat și nunta, urmează și cununia civilă. Sunt multe așa într-o perioadă super plină. Îmi povestea înainte să începem că a fost o provocare să găsești rochia de mireasă. O să ai mai multe? O să am două rochițe de mireasă, da, într-un final la concluzia asta am ajuns. Prima rochiță este una mai clasică și mai simplă, pe care o voi purta la cununia religioasă și la petrecere până la dansul mirilor. După care, pentru că vreau să pot să mă mișc, să dansez, am ales o rochiță mai comodă, care e la fel de frumoasă ca și prima, și în care... Acum, eu zic o modă, e destul de strâmtuță așa pe corp. Sper să mă pot desfășura așa cum îmi doresc eu. Deci am două rochițe. Nu găsesem niciuna timp de luni de zile. Doamne, dă-mi putere cât am căutat, câte rochi am probat, în câte magazine am fost. Nu doar că am fost în magazine diferite și cred că am fost, nu știu, 10 magazine. M-am reîntors în unele, înțelegi? Cred că doamnele de acolo, când m-au văzut, se gândeau ce mai vrei, fetiță, ce vrei să mai probezi. Urmăream pagine de Instagram să văd dacă au adus noutăți. Și într-un final, prima rochiță, cea pe care am ales-o, este... Era printre primele pe care le-am probat. Știi cum e? Că se întâmplă, am auzit povești, că te duci și cauți în disperare și a rămas gândul la una pe care ai probat-o la început. Așa a fost cu mine. După ce am probat 70, m-am întors la una din primele 10. De obicei se poartă ceva nou, ceva împrumutat și ceva albastru. Ai găsit lucrurile astea până acum? Eu am crezut că este o tradiție de la americani. E și la noi? La români asta? Da, eu adică în filmele americane e cu treaba cu albastru și cu ceva împrumutat. Pe ale mele rude de sex feminin, nu le-am auzit vorbind despre așa ceva, nici mama, nici bunica nu mi-au zis. Cred că e o chestie americanească mai degrabă decât românească, dar dacă e de la noi, cu ceva albastru rezolvăm, pe sub roghie, păcă ceva albastru nu e atât de greu și cu ceva împrumutat o să, nu știu ce împrumut, niște bani, nu știu, văd eu, mă descurc. Dar nu m-am gândit la asta pentru că nu am știut că e o chestie de-a noastră, nici nu cred că e. Sunt alte tradiții pe care nu o să le respectați? Cam toate. Adică sunt o grămadă de tradiții care au legătură cu locul în care ai, nu știu dacă neapărat copilărit, ai crescut.
sunt multe tradiții care se pot întâmpla în condițiile în care încă mai stai în orașul în care ai crescut, în casa părintească. Eu, cum ar fi să vină după mine de la Mioveni să mă ia familia, cum trebuie să vină viitorul soț, nu da, să te ia da, ginerele, în condițiile în care eu stau în București, deja aproape jumătate din viața mea s-a desfășurat aici. Practic ar trebui să vină să mă ia de la noi de acasă, că deja locuim împreună. Știu că sunt niște tradiții cu, cel puțin la noi, în Argeș, cu un brad care se împodobește cu o zi înainte și se merge cu el prin oraș. Skip și la asta cu bradul. Ceva cu o găină, categoric la oranjerie, nu o să venim cu găina. Ce alte tradiții mai sunt? O să mai se pune mireasa? Asta nu știu. Ce știu este că nu mi-ar plăcea să ratez o oră din nunta mea, pentru că o mai fac și duminica. Petrecerea începe undeva pe la ora 7, hai, până vin toți invitații, 8, să zicem, să sperăm. A doua zi lumea mai merge la muncă, nu putem să o ținem așa până la 9 dimineața. Și frate, să pierd din 8 ore o oră sau din 9 ore câte vor fi, să pierd o oră și unde să mă duc, în pădure? Că în Ciolpani facem noi nunta, unde să mă ia să mă ducă unde? Dacă au așa vreo idee inedită, nu știu, să zburăm până la Paris și înapoi. Nu știu unde să mă duc, nu vreau, adică vreau să fiu la nunta mea cât mai prezentă, pentru că o să zboare, din ce am auzit din povești, zboară timpul foarte repede, nu știi cum se duce seara aia și după ce că stau un an să organizez și să mă dau capul de pereți și să stau să fac atâtea alegeri și așa, băi frate, vreau să pot să fiu acolo să mă bucur de tot ce am pregătit, știi? Adică aș da skip și la asta cu mireasa, cu furatul miresii. Valsul mirilor, dansul mirilor, de fapt, da. O să fie un vals. Uite, un aspect pe care încă nu l-am stabilit concret. Urmează. Eu și Vlad ne-am fi dorit, pentru că avem așa un sânge de dansatori în noi, el se mai și pricepe, asta e diferența, el are și talentul. Eu am dorința, dar nu pot să o manifest neapărat foarte estetic. Ne-am fi dorit să avem un moment, o coreografie. Mamă, să știți, să se uite lumea așa la noi, să zică, wow, e spectacol în timpul nunții. Dar având în vedere că timpul pentru a pregăti acest moment nu prea există, cel mai probabil o să fie un clasic. Noi între noi, oricum, sincer, și dacă am fi avut timp, cumva am fi avut două opțiuni între care am fi cântărit. Să fie o coreografie, adică să fie un dans făcut pentru invitați sau să fie un dans făcut pentru noi și să fie emoția momentului și chiar să-l simțim, pentru că avem o melodie pe care am descoperit-o împreună undeva aproape de începutul relației noastre și de fiecare dată când o punem pe boxe și o ascultăm, noi cumva ne teleportăm așa în momentul ăla al dansului de la nuntă și cred că mai degrabă asta se va întâmpla, o să fie un moment pentru noi la care vom avea martori, familie, prieteni și erați invitați, dar, frate, odată dansez la nuntă și parcă totuși aș opta pentru varianta asta în care să fie mai mult pentru noi decât pentru ceilalți, știi? Dar vedem, cine știe ce ne apucă așa un dansez pentru tine, un spectacol, nu știu, un dans așa mai spectaculos. Vlad ne-a povestit că o provocare a fost să găsiți formația pentru nuntă. Ce alte provocări ați mai întâmpinat până acum? Nunta în sine este cea mai mare provocare cu totul. Deci nu cred că a existat vreun aspect cât de mic care să fie ușor de bifat. De la formație, de la... uite, cu locația a fost mai ușor, într-adevăr. Locația a fost mai ușoară, o alegere mai ușor de făcut, pentru că deja mi-o doream foarte tare. Știam cam în ce zonă vreau să fie locația, nu voiam un ballroom clasic, fiind vara, îmi doream să fie ceva mai deschis, mai într-o pădurice, mai așa, acolo am găsit ce mi-am dorit. Când vine vorba de trupe, de cover-uri, în afară de faptul că prețurile sunt undeva, știi cum au crescut prețurile la avioane după pandemie? Pentru că au stătut companiile aeriene și nu au avut activitate și au fost în pierdere. Cred că cu artiștii, în general, se întâmplă treaba asta, s-a întâmplat după pandemie. Și prețurile nu sunt deloc unele accesibile sau prețurile pe care oamenii le știau înainte de pandemie. Și sunt destul de scumpe trupele de artiști, prestațiile lor și a fost greu să găsim ceva care să ne convină, pentru că ne doream un artist care să poată să cânte și folclor și melodii mai de pe vremea tinereții noastre și de acum. Voiam așa o combinație și voiam un artist, o trupă de fapt, care să ridice publicul în picioare. Publicul. Invitați în picioare. Și am fost să vedem niște trupe și am văzut oameni care cântau foarte bine, adică nu puteam contesta calitatea lor de cântăreți profesioniști, dar interacțiunea lor cu publicul uneori nu era ce ne-am fi dorit noi și când am găsit o trupă care
în cadrul unui eveniment foarte mic, care așa au ridicat toți oamenii de la mese, inclusiv pe noi, am zis, da, tăticule, păi așa vreau și la nunta mea, să ia așa cu japca, să nu stea nimeni jos, știi, să fie lume cât mai multă pe ringul de dans și să fie, să distreze. De-aia am găsit până la urmă și sperăm să fie, să iasă petrecerea așa cu iuhu, iuhu, iuhu. Nu știu, eu vreau să se danseze, să distreze toată lumea și noi alături de ei și să nu fie așa o nuntă, știi, la care să stai frumos, să te mai uiți. Nu, tăticule, să fie cu distracție, că odată m-am mărit. Pentru ce ai cele mai mari emoții? Emoții, când mă gândesc la slujba de la biserică, cred că ăla o să fie cel mai important moment pentru noi. Și la legătura aia care se întâmplă în timp real acolo cu cei mai importanți și cei mai apropiați membri ai familiei, din rândul nostru de prieteni, cu cei mai importanți oameni alături, cu nașii noștri, care sunt și oameni foarte importanți pentru noi. Și cred că în sufletul nostru se va produce legătura aia la un nivel atât de profund, încât cred că o să ieșim așa, fiecare cu... Fiecare, mă rog, femeile cu, știi, cu machiajul întins, nu știu, momentul ăla cred că o să fie cel mai important din toată ziua aia, apoi petrecerea petrecere, dar emoțiile cele mai puternice cred că vor fi atunci și probabil când ne vom vedea pentru prima dată în costumele noastre de nuntă, el pe mine în rochea de mireasă și eu pe el în costumul de mire, deși am văzut costumul, nu trebuia, dar l-am văzut și mi-a văzut mie rochea într-o oarecare măsură, am arătat în marea mea nehotărâre, în acele luni de mare strofocare în care am căutat rochea și el a zis că nu vrea să o vadă înainte de nuntă. Am zis, bă, băiatul, uite care e faza. Deci eu am probat 70 de rochi, ori mă ajuți, ori nu mă ajuți. Ajută-mă cumva să aleg ceva. Și am arătat poze cu mine în rochie, dar fără cap. El a zis, ok, măcar să nu-ți văd căpățâna și așa nu o să am imaginea de ansamblu. Deci știe și el rochea într-o oarecare măsură. Dar totuși, în ziua aia o să fie altfel, că doar atunci vom fi mire și mireasă, o să fie așa cu totul, cu machiaj, cu păr. Și cred că și ăla o să fie un moment emoționant. Verighetele le-ați găsit? Verighetele le-ați găsit? Verighetele sunt în producție. Am dat comandă de ele și sperăm să iasă așa cum ne dorim noi, că sunt niște modele din astea mai nu clasice. Și sper să ne iasă așa cum ne-am dorit. O să fie inscripționate cu numele voastre, data anunții? Uite că la asta nu ne-am gândit. Modelele erau de drăguțe încât am omis mesajul de pe interiorul verghetei. Și cum o să fie diferite? Ceva. Păi ar trebui să-ți arăt poză, pentru că nu știu să scriu. Ideea este că nu sunt niște inele clasice, nu au niște linii clasice. Vergheta mea, de fapt ambele verghete, a mea e mai subțirică normal, a lui e mai groasă, ar trebui să aibă niște unghiuri destul de brute, așa, nu foarte bine, am un lapsus, zic să zic. Finisate. Finisate, da. Iar pe lângă vergheta mea ar trebui să am un ineluș cu niște pietricele micuțe, iar inelul respectiv pare aproape o crenguță de copac. Nu e, știi, așa, cred că are niște am chestii, ce zici, da, așa, da, da. O crenguță cu niște pieticele. Sună foarte interesant. Sperăm să și arate interesant, când o să le vedem la sfârșit, că am făcut o primă probă și nu erau în zona în care ne doream noi, dar, mă rog, era o primă probă, mai durează până când o să le termin. I-ai menționat pe părinții tăi, au emoții pentru evenimentul ăsta? Păi îți dai seama, când fita se mărită la 34 de ani, se acumulează niște chestii așa în timp, da? Mai ales că tata a menționat căsătoria în raport cu mine de când eram micuță, nu te gândi, era majoră, e ok? Dar pe la 21 pic de ani deja el tot aștepta momentul. Și ai mei, ce că au bătut apropo, nu mai e nimic, nu e doar un apropo când te întreabă direct, băi fata, tu când te măriți? Dar când un copil? Dar când o relație stabilă? Dar când, dar când, dar când? Întrebările clasice cu care se confruntă, cred că mare parte din generația mea. Adică măritișul și copilul. Înainte de asta, evident, direcția profesională. Când și tu, un job stabil, ce cu actoria, ce care e faza, cochetăria asta, nu te lași tu, nu te apuci de ceva serios, am trecut de etapa aia și ani de zile am avut întrebarea atât din partea lor, cât și a familiei și a unor prieteni legată de măritiș și acum de copil. Și evident că sunt foarte fericiți că se întâmplă. Cred că unul la mână sunt foarte fericiți că se întâmplă în primul rând și că nu mor fata singură bătrână. Și doi la mână, sunt foarte fericit și pentru că mă văd pe mine fericită și că alegere inspirată, ca să zic așa, inspirată, nu știu dacă e cea mai bună exprimare, dar cunoscându-l pe Vlad, s-au îndrăgostit de ei, de el. De fapt,
a fost o chestie reciprocă. Se plac foarte mult între ei și ai mei îl iubesc cu adevărat pe el și sunt foarte fericiți pentru mine. Deci au toate motivele să fie așa, cu steluțe și cu fluturași zile care urmează. Și au emoții, îți dai seama că mama și-a dorit toată viața să mă vadă mireasă, tata și-a dorit toată viața să mă vadă la casa mea, așa că e combinația ideală pentru amândoi. În nebunia pregătirilor pentru nuntă, ați avut timp să vă gândiți și la copii, la următorul pas? Am avut timp. Am așa încă ne gândim. Mult timp am evitat subiectul ăsta pentru că e foarte neplăcut. Adică probabil că știi și tu și așa cum am zis, mare parte din generația noastră, o generație care a ales să se reproducă mai târziu, noi ne confruntăm cu întrebarea asta destul de mult. E o presiune care vine din partea familiei, din partea societății, cu toate intențiile bune pe care presiunea asta le are în spate, e un pic invaziv și e un pic te scoate din zona de confort, te irită, te deranjează, ca să nu mai zic de situațiile în care poate o femeie nu poate să conceapă și atunci întrebările și presiunea pică fix ca nu ca în perete. Adică deja apeși un punct foarte dureros acolo. Noi mult timp am evitat subiectul ăsta pentru că, și cred că multă lume face asta, când nu ești pregătit și când tu nu ai un răspuns, tu în raport cu tine, tu în relația ta între tine și partenerul tău, încă nu s-a clădit un răspuns categoric, e foarte deranjant să fii nevoie să-l oferi cuiva din exterior. Adică când noi între noi încă nu am ajuns la un consens și noi între noi încă nu avem noi opțiunea da sau nu, e foarte... nici măcar nu știu cum să folosesc, dar așa mi se pare deranjant și irritant să fiu nevoită să-l dau în exterior. Și atunci eu cu Vlad, atâta timp cât încă nu aveam noi un răspuns în raport cu relația noastră, în legătură cu copilul, adică dacă suntem trei entități, știi, eu, partenerul meu și relația noastră. Și noi în fața relației, la întrebarea vreți copil, n-am fi avut un răspuns, evident că am evitat să-l dăm și în exterior. Lucrurile s-au schimbat între timp. Acum suntem în punctul în care avem un răspuns pentru noi și nu mă deranjează nici să-l împărtășesc pentru că e o dorință atât de mare pe care o avem amândoi și ne gândim cu atâta bucurie la momentul ăla că nu pot să mă abțin și abia aștept. Și noi cumva dacă am putea să decalăm momentul ăsta cu copilul și să-l avem acum, e genial. Dar am zis să terminăm cu nunta. Pentru că e o perioadă foarte încărcată și cu nunta, și cu spectacolele, și cu tot programul nostru. Trebuie să fiu și puțin pregătită la căpuț, pentru că pentru mine un copil ar însemna un stop profesional pentru o perioadă. Și apoi, oricum, cu toată responsabilitatea și cu tot programul și cu toată lipsa de somn și cu tot ce vine, cred că o să fie destul de greu, așa cum le e tuturor proaspetelor mămici. Și cumva mai trag așa un pic de timp. Hai să treacă nunta, că vreau să pot să beau și un pahar de șampanie, să fiu obosită și să nu mă gândesc ca orul ăsta că poate se întâmplă ceva. Vreau să căpătăm cumva un teren mai stabil. Adică, au trecut pregătirile pentru nunta, asta e bifată. Tot stresul legat de nuntă, un mare bifă și acum hai să ne punem pe treabă. Și după aia, mă rog, o să vină după aia și un apartament, casă, ce o fi, când o fi. Dar, da, ideea de copil acum ne face așa, știi? Numai cum mă gândesc, sunt foarte entuziasmată. Doamne ajută să se întâmple cum vrem noi și să fie totul bine. Deci da, vrem un copilaș, doi copilași, trei copilași, doi. Ce fel de părinți credeți că o să fiți? Mai relaxați, mai panicați? Habar n-am. Eu am așa o părere despre mine. Dar mi-am dat seama la un moment dat, discutând cu cineva, că Oana de acum habar nu are cum o să fie Oana mămică. Și că orice imagine aș avea eu despre mine mămică este una nerealistă, probabil. Cunoscându-mă, dar o să încerc să muncesc cu mine să nu mă las să ajung așa, eu sunt o persoană destul de stresată. Sunt o persoană care pune multă presiune, care e destul de critică, mai ales cu propria persoană, și care e foarte perfecționistă. Că suntem mulți așa pe planeta asta și îmi dau seama că dacă m-aș manifesta așa față de un copil, aș pune o presiune și l-aș forma într-un fel în care nu mi-aș dori să îmi crească copilul. Adică aș vrea să fie liber și cred că cea mai importantă lecție pe care aș vrea să o învețe de la noi, de la mine și de la Vlad și separat și împreună ar fi să iubească. Dacă Doamne, Dumnezeu ar da să putem să facem chestia asta și să putem să-i arătăm lui
Evident, cu suișurile și coborâșurile naturale într-o relație și cu toate etapele prin care vom trece, dacă noi reușim să formăm un cuplu, un fel de model de cuplu funcțional, un cuplu sănătos pentru el, cred că s-ar fi cel mai mare câștig. Adică dacă pleacă cu baza asta sănătoasă și învață ce înseamnă iubirea și ce înseamnă generozitatea și ce înseamnă să lași de la tine și ce înseamnă înțelegerea și ce înseamnă efortul constant pe care îl faci într-o relație și efortul constant pe care să-l depui tu cu tine, ca să fii conștient de tine și de alegerile tale și de modul tău de gândire, tot timpul e ce să-i mai oferi, adică ce să-l mai învăț, ce să-i mai... Mi se pare că asta e cea mai importantă lecție cumva, știi? Dar ca el să poată să fie, să ajungă un adult sănătos, uite, vezi că se vede că fac terapie și că fac poate generația adusă la psiholog, cred că aproape toți avem cam același speech. Vorbim despre traume, relația dintre părinți, copilărie, adult sănătos, toți suntem cam pe acolo. Știu că trebuie să lucrez eu cu mine ca să pot să îmi cresc copilul într-un mod cât mai frumos. Nu știu neapărat ce înseamnă asta așa complet, dar trebuie să fiu eu un adult mai sănătos ca să pot să îl ajut pe el să ajungă un adult sănătos și să avem o relație noi cât mai frumoasă și cât mai armonioasă. Și să învățăm să ne calibrăm atunci când nu suntem de acord și să învățăm să lăsăm, na, unul... Înțelegi tu unde mă duc. Care au fost trei beneficii ale terapiei de cuplu? Păi cred că dacă îți spun unul singur și este atât de mare și de important încât nu mai am nevoie de altele două, eu cred că dacă eu și al meu iubit nu am fi apelat la terapia de cuplu în stadiul incipient al relației noastre, eu nu știu dacă noi am fi ajuns să mai fim împreună acum și să vorbim despre căsătorie. Pentru că, deși vezi tu, multă lume percepe terapia de cuplu ca fiind o soluție la care apelezi când cuplul ăla e deja puțin pe ducă. Ca să eviți divorțul, ca să eviți despărțirea după ce poate relația aia a intervenit sau a rămas din relația numai obișnuința și poate au dispărut sentimentele, respectul, dorința, efortul, dorința de a depune un efort de fapt. Noi am ales să mergem la terapie pentru că ne uitam unul la altul, știam că ne dorim să fim împreună cu datele pe care fiecare le avea despre celălalt până în acel moment, că n-aveam cum să-l cunosc așa cum îl cunosc acum după 2 ani și jumătate și sau cât avem, mă rog, să fac un calcul după. Ne-am uitat unul la celălalt și am scanat așa situația și ne-am dat seama că suntem doi oameni la o vârstă care cumva experiențele care ne-au format într-adevăr, dar și niște traume din niște relații anterioare. Și noi ne-am întâlnit acum și am băgat la înaintare în prima fază a relației mai degrabă traumele din trecut decât o părticică din sufletul nostru, nu știu cum să mă exprim altfel. Noi am venit atât de bușiți după toate experiențele anterioare, în mod diferit. Adică a venit și cu traumele lui din trecutul lui și eu am venit cu ale mele. Și am venit atât de bușiți încât pur și simplu nu reușeam să ne racordăm. Era clar că ne dorim să fim împreună, exista o atracție între noi și o chimie între noi și o profunzime a întâlnirilor noastre care ne-a făcut să alegem varianta asta. Am zis, băi, e ceva aici, merită, ce e de făcut? Păi noi nu știm ce să facem, așa că hai la cineva care ar trebui să știe, care are mai multă experiență și a trecut prin niște lucruri și a lucrat cu cupluri în direcția asta. Și ne-a ajutat terapia de cuplu să învățăm să comunicăm mai bine. Și nu neapărat să comunicăm mai bine între noi, cât ne-a tradus niște lucruri. Adică eu îi spuneam lui Vlad niște... Îi dădeam niște informații legate de mine, el făcea același lucru cu mine și noi nu reușeam să ne întâlnim. Ziceai că eu vorbesc chineză și era o altă limbă care poate nici măcar nu există pe această planetă. Și îi spuneam ceva, zicea da, 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 el îmi spunea mie și eu ziceam da, da, da și apoi eu vedeam și eram șocați că, bă, nimeni n-a înțeles nimic. Pur și simplu nu vorbeam aceeași limbă. Și la terapie, doamna terapeut a reușit să traducă ceea ce transmiteam fiecare, să ne facă să înțelegem, să traducă pentru fiecare astfel încât să înțeleagă și receptorul. Nu era vorba doar de cum emiți un mesaj și cred că ăsta a fost marele câștig în momentul ăla, că ne-a ținut împreună, că ne-a ajutat să ne înțelegem mai bine și ne-a dat speranță, pentru că am avut momente în care am crezut că este imposibil. Aveam momente în care am uitat la el și ziceam, bă, n-are cum să fie așa. Și avea momente în care se uita la mine și zicea, nu așa ar trebui să fie, ar trebui să fie mai ușor. De ce atât de greu? Și asta este un lucru, încă un lucru pe care
terapia ne-a ajutat să ne înțelegem și numai terapia pe care am făcut-o noi, pentru că noi am avut niște ședințe sporadice, nu am făcut mult și bine terapie. Acum, pentru că avem acces atât de facil la informații și pentru că dacă pe Instagram te abonezi la niște pagini astea de psihologie, terapeuți, terapie de cuplu, terapie individuală, vezi o grămadă de chestii super interesante și cu foarte multe dintre ele noi rezonăm. Băi, până și chestiile pe care le citeam pe Instagram, care vorbeau despre cum să te cerți în cuplu, despre când cineva, un partener reacționează așa, înseamnă că dacă vezi, știi, în fiecare zi când scrollezi, nu vezi numai hăinuțe și lecții de machiaj, chiar rămâi cu niște chestii care te ajută și pe care le poți integra. Și cumva am, este prima relație în care am ajuns la concluzia că normalitatea într-o relație nu presupune numai să fie ușor, să fie frumos, să fie cu floricele și cu fluturași, bla 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 bla. De fapt, relația aia în care rămâi până la urmă este una în care depui foarte mult efort și e grea, tăticule. Pentru că te confruntă pe tine cu tine în primul rând și este relația, pentru mine asta a fost relația în care mi-am dat seama de toate, nu de toate, dar de multe, de multe bube și de multe hibe, știi? În nicio relație de până acum, și am mai avut relații la viața mea, în nicio relație nu am avut o oglindă atât de clară în față, în fața propriei persoane, știi? Este relația aia care mi-a arătat și m-a făcut să-mi dau seama cât de greșit mă percepeam. Vorbesc foarte serios. Și câte blocaje aveam și cât de închise emoțional eram. Că eu aveam senzația că, mamă, ce om, cât de deschis emoțional și cum știu să iubesc și cum sunt așa de vulnerabilă într-o relație. Și așa în timp mi-am dat seama câte blocaje aveam, tăticule, și cât de mult nu mă lăsam să simt până la capăt de frica suferinței, așa cum facem foarte mulți, de fapt. Vlad ne-a povestit că erați în căutarea unei case. Cum decurg căutările astea? Foarte bine decurge căutarea, am renunțat la căutare. Este ceva superb. Păi să duci și o nuntă, să mai cauți o casă, e deja... Nu, am zis că le luăm pe rând. Treaba asta cu casa... Am avut așa un avânt la un moment dat și ne-am lovit de realitate și de ceea ce înseamnă piața imobiliară în momentul ăsta și prețurile de pe piața imobiliară și am zis, ok, hai să mai stăm. Hai să terminăm cu nunta, să ne facem niște socoteli, să vedem cam pe unde suntem la sfârșitul anului cu banii pe care îi punem deoparte împreună și după ce am tras linie, vedem dacă are sens să facem pasul ăsta sau mai nou luăm în calcul varianta în care ne mutăm într-un apartament mai mare tot cu chirie, banii pe care îi strângem îi investim într-o garsonieră, că deja am mai făcut pasul ăsta și noi stăm cu o chirie, investim banii câștigați în garsoniere, ne vin niște chirii de acolo, chiria din apartamentul nostru în care am stat se plătește din chiriile celelalte și mai punem niște bani deoparte și poate nu o să ne luăm niciodată casa noastră sau apartamentul nostru. Eram foarte atașată până de curând de ideea de a avea locul meu, de a avea stabilitate, mai ales că noi avem o meserie în care azi poți să ai de lucru, mâine poți să nu ai. Adică asta e, na, liber profesioniști, artiști, în general cam așa merge treaba. Și atunci eu mă gândeam, m-am gândit toată viața mea, băi frate, măcar casa mea să o am, adică să nu mă dea nimeni afară din spațiul în care stau, chiar dacă nu am de muncă. Dar pentru că am făcut pasul ăsta cu garsonierele și am cumpărat, avem niște garsoniere cumpărate și acum înainte de căsătorie, știi? Eu două, el două, așa, cu toți banii pe care am strâns fiecare an în care am lucrat. Și mi-am dat seama că, ok, le-am pe astea două, îmi iau o chirie pe ele, deci toată viața o să am nici să-mi plătesc chiria în altă parte. Nu mai sunt presată de chestia asta, nu o să le pierd, Doamne ferește, dacă cumva se întâmplă să vină vreo catastrofă peste noi și... Dar am scăpat de treaba asta și îmi dau seama că mă și plictisesc de un spațiu. Adică, și în meseria noastră, vezi, dacă filmăm în afara Bucureștiului, în zona de nord, ne e mai util să stăm undeva aproape de ieșirea din București. Dacă avem spectacole multe spre zona de centru, este ca naiba să vin, fac o oră, știi, de la cum facem acum din București și noi până la Palatul Copiilor, de exemplu. Și atunci m-am gândit, bă, poate nu ar fi rău să avem așa o mobilitate și flexibilitate, dar încă ne-am luat decizia până la capăt, pentru că amândoi suntem pasionați de amenajare, de decorare. Asta nu înseamnă că am bun gust. Nu, tăticule, mi-e place să cumpăr multe din tot felul de stiluri și să... Deci avem un apartament mic în care sunt chirie, dar este împuiat cu tot felul de chestii, este peste tot. Obiecte decorative mai mici și mai mari. Într-adevăr, ne-ar plăcea foarte tare să avem spațiul nostru pe care să-l decorăm și amenajăm după bunul plac. Din fericire, Vlad are bun gust și s-ar ocupa el. Dar în rest, nu știu ce să zic dacă o să facem pasul ăsta prea curând.
Apropo de flexibilitate, v-ar plăcea să participați la Asia Express împreună? Da. Doresc foarte tare și el își dorește foarte tare. Mi se pare așa că cu cât trec anii, cu atât devine mai greu, mă doare spatele, mai doare un genunchi, știi, adică nu mai e așa la foarte la îndemână. Și dacă noi ne dorim foarte tare un copilaș, s-ar putea să apară copilul înainte să apară competiția asta pentru noi. Dar ne-ar plăcea foarte tare pentru că amândoi suntem foarte... ne place foarte mult să ne jucăm, ne place competiția, ne place mult să călătorim. Acum mai sunt niște probleme. Mie îmi place foarte mult să mănânc, mie îmi place foarte mult să dorm și nu știu cum s-ar împăca una cu alta. Ar fi o provocare, oricum una foarte mare. Și eu când sunt și nemâncată și nedormită, mai că s-a terminat, deci aproape că îmi vine să-i zic lui Vlad, te rog, părăsește apartamentul, ne vedem după ce am mâncat, după ce m-am odihnit, pentru că mă transform așa într-o creatură ceva de neprivit, înțelegi? Adică nu vrei să fii în preajma mea în momentul ăla. Scot așa, ies niște chestii din mine și nu e bine deloc. Așa că o competiție de genul ăsta ar fi o provocare pentru noi ca și, ar fi o provocare și individuală, dar și ca și cupluri. Adică am fi pus și niște situații în care ar trebui să, știi, cred că ne-ar surprinde reacțiile noastre, ar trebui să avem un autocontrol super, super bun. Și asta e greu pentru oricine, cred, sau cel puțin pentru noi, ca să nu generalizez, și ar fi o provocare, dar îmi doresc provocarea asta. Adică, na, e prilej de evoluție, orice provocare de genul. Și îmi doresc să trecem cu bine de provocările astea și să învățăm lucruri și noi despre noi și noi despre relația noastră și cum să funcționăm mai bine. Pe voi actoria v-a adus împreună. Da. Povestește-ne puțin despre experiența ta din timpul facultății. Eu am dat la facultate mult mai târziu, mai târziu decât dau oamenii în mod normal. În sensul în care după ce am terminat liceul, am ales facultatea de limbi străine, nu pentru că îmi doream foarte tare această facultate, ci pentru că, nefiindu-mi accesibilă facultatea de teatru, pentru că ai mei nu mă susțineau, eram atât de mică încât nu puteam asuma drumul ăsta așa de una singură, am zis, bă, dacă nu e actorie, poate să fie orice. Mă rog, poate să fie orice, aveam de ales între limbi străine, geografie, psihologie, am rămas la limbi străine, că m-am gândit eu că sunt mai utile pentru viitor. Dar n-a funcționat... Ce limbi străine? Engleză, franceză, foarte original am fost, înțelegi? Adică sunt niște limbi, domne, nimeni nu le vorbește, da. Și m-am și angajat în primul an de facultate, pentru că tata mi-a impus o condiție, el își dorea foarte tare să rămân în oraș cu ei. Sau măcar în Pitești, nu neapărat în Mioveni. Îmi doream foarte tare să ne aibă aproape și pe mine și pe fratele meu, iar eu îmi doream foarte, foarte tare să plec. Dorințele noastre nu prea se pupau, așa că el mi-a zis, dacă rămâi aici acasă, fata lui tata, ești, te întrețin eu, nu ai nicio grijă, îți dau bani să ieși în oraș, îți plătesc facultatea, să-ți iei de îmbrăcat, ce vrea sufletul tău, dar rămâi aici. Și am zis, bă, tăticule, mă angajez și plec de acasă. Și așa am făcut, am plecat la București, m-am angajat din prima de facultate, tata mi-a zis, îmi asum că îți plătesc facultatea, indiferent în orice oraș ai fi, pentru că și dacă ești în Pitești sau în București, tot ți-aș plăti eu. Dar în schimb, dacă tu pleci la București, va trebui să te angajezi, că eu nu te voi întreține acolo. Înțelegi, m-am luat așa, stai acasă cu bani sau pleci de acasă fără bani. Și ți-am zis, am ales să plec de acasă fără bani. M-a mai ajutat, într-adevăr, nu m-a lăsat baltă cu totul, dar m-am angajat încă din primul an de facultate și... Ce job a fost? Hostesa la țigări, la țigarete. Știi, speech-ul ăla, fetele alea care vin îmbrăcate toate la fel și umblă pe tocuri. Am făcut asta un an și jumătate și de miercuri până sâmbătă, 8 ore pe noapte. Și făceam asta și aveam locații în astea, cluburi din centrul vechi, când centrul vechi, tăticule, nu era amenajat, era o piatră cubică, ba era, ba nu era, noroaie, frig și ne aveam niște gecuțe din astea așa scurte ca să avem puțin sexy, știi? Și zbieram acolo spiciul meu de hostesă, rămâneam fără voce. Iar acea perioadă m-a și lăsat cu corzile vocale puțin, așa am un început de nodul, se numește, pe corzile vocale, pentru că zbieram în ultimul hal, inhalam aerul la plin de fum de țigară, că pe vremea aia se fuma în interior. Și ăsta a fost primul meu job, apoi m-am angajat într-o companie multinațională în organizare de evenimente. Dar ce fel de evenimente? Pentru băuturi alcoolice și eu mă duceam la evenimente noaptea în cluburi. Și în perioada următoare. Ideea este că am ales facultatea asta inițială pentru că nu puteam să fac actorie și atunci am zis, bă, ok, hai să fac ceva care mi-ar plăcea, limbi străine. Dar fiind angajată,
nu prea m-am văzut cu facultatea aia la față. Abia am intrat într-un semestru de grație, abia mi-am luat licența, pe care n-am folosit evident absolut niciodată din momentul în care am pus mâna pe ea. După care, în următorii ani, pentru că îmi doream actorie și am început să mă obsedeze ideea de actorie, la modul că aveam nopți în care stăteam în pat la 12 noaptea și mă uitam pe tavan. Băi, dar plângeam așa cu o durere în suflet și eram atât de frustrată că eu mă duc să fac evenimente și mă simțeam atât de plafonată și predispusă la nefericire toată viața și mă rugam și ziceam, Doamne, cum să fac să fiu actriță? Și mi se părea imposibil. De ce? Pentru că facultatea asta de teatru e o facultate care necesită prezență aproape 100%. Și nu doar în timpul cursurilor. Ai repetiții pentru examene, pentru spectacole. Și tu, odată ce ai intrat în facultate, nu îți mai permiți să lucrezi. Adică niciun caz nu e facultate pe care să o faci în paralel cu un job. Sau cel puțin, dacă o faci, nu o faci în măsura în care ar trebui să fie ea făcută. Adică să dai tot ce poți. Și mi se părea imposibil să fac facultatea pentru că nu puteam să fiu angajată. Și m-am apucat de modeling în paralel cu jobul meu. Pentru că după creierul meu, și-a putut eu atunci, era așa. Mă duc la birou de marți până vineri, mă duc la evenimente în weekend și dacă mai împușc și câte o reclamă, ca să fac un ban în plus, strâng niște bani și pot să fac niște cursuri de actorie. Că era actorie de film pe vremea aia, cred că și acum există școala de film, actorie de film. De fapt, da, mai există. Și m-am gândit așa, era, nu știu, era mult atunci, ar fi trebuit să muncesc 4 luni în continuu și să nu cheltui niciun bani, să pun pe toți deoparte ca să fac cursurile astea. Și atunci m-am gândit, bă, fac niște reclame, fac bani niște pun deoparte și fac un curs de 2 luni de zile și hopa, Oana Moșdea cu actrița. M-am și speriat. N-a fost așa, pentru că nu te bag în categoria de actor profesionist un curs de genul ăsta, e o experiență, dar să ajungi să fii actor pe bune mai rar, ar trebui să fie o excepție probabil. Așa că, făcând reclame, m-am înscris la tot felul de agenții de modeling, am dat de una care mi-a zis să trimitem în India ca model, cu contract, faci bani acolo și am zis, mamă, tăticule, asta este șansa mea, înțelegi, că fac niște bani mai mulți într-o perioadă scurtă. Și ai fost în India? Și am fost în India, am fost de 2 ori ca model. Și cum a fost? Și experiența a fost foarte tare, în sensul în care o cultură atât de diferită și un mediu atât de diferit și o climă atât de diferită încât te îmbogățește într-un inevitabil, știi, că stai și interacționezi cu niște oameni ca profesie, ca modeling, eram ca un chinez într-o fabrică, eu de luni până vine mă duceam să fac ședințele foto, pozam pe niște site-uri de haine și mă schimbam de 100 de ori pe zi și mă întorceam la cazare, mă duceam, lucram și mai făceam și pe căilei. Deci m-am întors pe minus, înțelegi? Eram datoare agenției că m-am întors după prima mea experiență de 3 luni de zile. Și am zis, ce ai făcut, tăticule, că nu așa trebuia să fie. Eu trebuia să mă duc acolo 3 luni de zile să fiu super mare modelă în India, să mă întorc și după aia să pot să-mi plătesc niște cursuri de actorie. M-am întors. Am dormit pe canapea unui prieten pentru că eu când am plecat am renunțat la job, la caz, la chiria mea din București, absolut tot. Mi-am dat și din hainele mele, de așa, și m-am întors și n-aveam niciun ban. Și am stat la un prieten în sufragerie cam, nu știu, o lună și ceva, 2 luni cât m-a ținut, care era un fost coleg de la jobul meu cu evenimentele. Eram mult plecat și prin țară cu evenimente, eu stăteam și am început să dau mail-uri în stânga și în dreapta ca să fac modeling în țară. Pentru că eu să mă mai întorc la jobul meu nu mai voiam, nici măcar nu știu dacă mai era posibil. Și am început să fiu model aici la noi în București. Care ce însemna? Că nu mai pozam haine indiene, pozam haine pentru, știți, actorii românești, cam asta mare parte. Adică nu am făcut partea de modeling care presupune glam și fashion și evenimente și scripici. Nu, tăticule, mă schimbam de 100 de ori pe zi și cam cu asta mă ocupam. Site-uri de haine de astea pe care îi vizesc cum cumperi haine online. Și în toată treaba asta, la un moment dat, pentru că eu nu renunțasem evident la scopul meu final și lumea mă întreba că ți-ai dorit întotdeauna să fii model și eu le spuneam de fiecare dată, nu, ăsta nu e scopul meu, este o perioadă de tranziție, scopul meu final este actoria, nu știu cum ajung acolo, dar eu îmi doresc. Și dorindu-mi, mergeam la castinguri pentru actori amatori și așa am ajuns să apar în lecții de viață pe Pro TV, era un serial făcut cu actori amatori și totul era așa pe super low budget, de ce te îmbrăcai singur, te machiai singur, învățai, în 3 zile făceai un episod. Acolo am cunoscut o actriță, ca să scurtez povestea, o actriță cu care a trebuit să joc și care mi-a spus că ea crede că am talent și că de ce nu dau la facultatea de teatru, la un ATC și am spus nu cred că e pe mine un ATC-ul, cred că mi-ar fi imposibil să intru acolo, nu prea sunt dusă pe la teatru, eu cu piese de teatru nu prea mă întâlnesc, n-am citit teatru la viața mea, n-am fost consumatoare de teatru, pentru mine actoria însemna film, nu însemna teatru.
Și pentru mine actoria era așa un vis undeva departe, dar facultatea de teatru aproape că era și mai departe. Mi se părea intangibilă, mi se părea un OZN. Mă gândeam numai artiști, oameni de cultură. Veneam de la Mioveni, crescută la țară, să dau la facultatea de teatru în București. Și mi se părea pur și simplu ceva paralel cu mine, mi se părea complet intangibilă. Și ea mi-a zis, băi, fetiță, nu e chiar așa cum crezi tu, hai să facem un repertoriu, vii la mine, mai era doar o lună până la admitere, vezi niște poezii, zic o povestire și vedem după aia. Și m-am dus la ea și mi-a dat un repertoriu, m-a ajutat enorm de mult treaba asta și am venit la facultate și mi s-a schimbat viața cu totul. Mi-aduc aminte și acum bucuria aia când m-am văzut pe lista de admiși. Deci o bucurie că aia n-am mai simțit în viața mea, niciodată, nici măcar când am luat vreun casting pentru Adela, un casting important, never ever. Chestia aia, când m-am văzut acolo și era o chestie reală și palpabilă și după atâția ani în care am tânjit după ceva de genul ăsta, se întâmpla, nu, a făcut așa, puf, toată facultatea aia cu mine. Și ăla a fost pasul care mi-a schimbat apoi toată viața, pasul care m-a adus și în relația în care sunt, și în punctul profesional în care sunt, și la nașii pe care i-am, și la turneele de spectacole pe care le avem. Ăla a fost punctul după 25 de ani de existență în care viața mea a meargă așa, a început să meargă așa. Știi? Știi? Ceea ce mi-am dorit întotdeauna și punctul spre care am tânjit mereu, știi? Să simt și să simt că viața mea se duce așa, în sus, în sus, cu chestii normale, dar că nu e așa. Ai jucat personaje negative în Fructul oprit și Adela și oamenii te-au asociat cumva cu ele. Ai primit comentarii răutăcioase, am înțeles că ai primit chiar amenințări. Cum ai gestionat? Am ignorat complet. Ce pot să fac? Adică atunci când primesc mesaje de, cum se spune acum, știi, de hate, așa se zice. Da, am primit foarte mult hate. Și amenințări din astea cu că mă dau capul de asfalt, că mă caută pe acasă, că oh, vai ce mi se întâmplă mie, sau blesteme. Să fie și tu și familia ta și să nu fii fericită, ok? Le ignoram, adică nu cred că are niciun sens să stau să răspund în vreun fel. E percepția omului, sincer, pe românește, atâta poate. Adică asta e momentul meu în mintea mea. Și am mai răspuns la niște mesaje care nu erau rău intenționate neapărat. Adică nu erau atât de agresive, de fapt, dar am răspuns doar pentru că erau copii, erau sau adolescenți, mă rog, copilași. Și atunci le răspundeam, pentru că îmi dam seama că ei nu fac diferența între ficțiune și realitate și atunci încercam să le răspund, să le spun că e doar un serial, că e un personaj, că sunt actriță, că mă cheamă Ana Moșneagă, nu Andreea Kim și că nu am de fapt o soră și că nu sunt rea și că nu fac așa și așa. Dar atunci când adulții îmi trimis astfel de mesaje, aleg să ignor, pentru că nu cred că aș putea să spun ceva atât de înțelept și de inteligent încât să schimb gândirea unui om deja format cu totul. Adică poate unui copil îi trag, știi? Poate merge la mama lui și zice, mami, uite ce mi-a zis, că poate așa. Dar dacă ai deja 30 de ani și te duce capul să-mi scrii chestii de-astea, eu nu o să schimb ție viața și nici nu vreau să o fac. Asta este. Și atunci fiecare cu treaba lui și ignor și cam asta e. Dar, din fericire, primeam și mesaje foarte, foarte frumoase, care mă bucurau sufletul și mă umpleau așa de entuziasm. Și mai mult decât atât, chiar și din mesaje negative, știi ce luam? Luam un compliment. Păi, dacă tu îmi spui mie că sunt atât de nesuferită și de rea încât îți vine să-mi spargi capul, yeah, înseamnă că a jucat bine și că a fost credibilă și asta era partea frumoasă. Foarte pe scurt, ce înseamnă fericirea pentru tine? Fericirea pentru mine e o stare, nu pot să zic o stare constantă, dar foarte pe scurt înseamnă aplauzele publicului la sfârșitul spectacolului, înseamnă o dimineață în care mă trezesc cu iubitul meu și mâncăm ceva bun împreună și ne bem cafeluța împreună, înseamnă când e casa curată, înseamnă când mă auz cu ai mei și au o stare bună, înseamnă când e soare afară, când flori, că primesc flori, înseamnă când am luat un casting, înseamnă chestii așa punctuale, dar cel mai important este să fim cu toții sănătoși și de restul ne ocupăm noi, așa că, da, pot să-mi ia fericirea din chestii micuțe, dar categoric să fim sănătoși și cu toți creierii la noi.